Și trecem în acest moment la MMA. Urban Legend, pe lângă faptul că este 100% constanțeană, prin eforturile Ogala Constanței, de fapt, cum a fost numită, propune și în premieră două stiluri, K1 și MMA Strike, sau MMA Strike, cum doriți. Vom asista în continuare la trei partide de MMA Strike, arte marțiale mixte. Vor lupta Gabriel Mănucă, în colțul albastru, acum în imagine, sportivul care vine de la Gabriel Mănucă. Are 19 ani, este din Pitești și vine de la clubul Miron Martial Arts. Da, Miron Martial Arts este clubul de la care provine Gabriel Mănucă, din Pitești. Are 19 ani, foarte tânăr. Categoria este ...69 de kilograme. Mănuc este primul care urcă în ring. El l-a înlocuit, de fapt, pe cel care trebuia să lupte la această categorie, Dorin Moraru, cu Gheorghiță Lazăr. Între timp s-a anunțat un alt nume, Sorin Andreaș. Până la urmă, Gabriel Mănucă luptă la această categorie contra lui Gheorghiță Lazăr. Gheorghiță Lazăr, 19 ani și el, vine de la Bacău, de la Team Marian Rusu. Iată-l în imagine pe Gheorghiță Lazăr. Gheorghiță Lazăr are 19 ani. Este din Bacău, de la clubul Team Rusu. Și din nou Marian Rusu, vine lângă ring. El este vedeta acestei seri. Va lupta în main eventul galei cu englezul Ben Earl. Mai devreme a avut un sportiv câștigător pe Marius Leca la K1, categoria 75 de kilograme, contra lui Daniel Gălățeanu. Acum îl va conduce de pe margine pe Gheorghiță Lazăr. Al serii se va desfășura pe durata a 3 reprize de câte 3 minute. 3 reprize de câte 3 minute și la MMA Strike sau MMA Strike, cum preferați. Arte marțiale mixte, stil de luptă diferit. Arbitru, lupta! Și începe lupta dintre Gheorghiță Lazăr și Gabriel Mănucă. Recunoașteți probabil, cei care sunteți pasionați de arte marțiale, regulile din MMA.
se desfășoară de cele mai multe ori în cușcă. Astăzi, evident, nu pot exista de două ringuri. Același arbitru în ring a rămas, Paul Florean. Foarte multe prize. Jos. Iată o proiectare reușită. Gheorghiță Lazar pare a fi în avantaj, însă este oprit de arbitru. Luptă! Se rea lupta. Gabriel Mănucă încearcă și reușește să-și pună adversarul la podea. O serie de lovituri oprită de arbitru. Mănuncă în dreapta imaginii, acum cu spatele, Gheorghiță Lazar. Încearcă să se lovească, însă observați și mănușile sunt diferite. Așa cum îi spune și numele, o combinație de arte marțiale, inclusiv de lupte. Se oprește lupta și este declarat învingător prima luptă de MMA, Gabriel Mănucă. Este spectaculos, nu? Haideți să-i aplaudăm! Revedem! Ați văzut câte procede... Câteva momente din această luptă, încheiată înainte de limită. A reușit să-și mobilizeze adversarul, Gabriel Mănucă. În colțul albastru, Gabriel Mănucă, victorie! Prima ștrangulare... Victorie, iată vine decizia arbitrilor. Victorie prin ștrangulare în fața lui Gheorghiță Lazar. O să-i invit în ring pe George Drăgan, președintele asociației Tomis Antidrom Constanța, și pe Alin Zapis, reprezentant Don Corleone. Don't call my hand, 'cause you gon' make me act a hot damn fool. Yeah, discussion, you will not.